Horia Georgescu îl contrează pe Traian Băsescu, o mie consternat și îngrijorat. A fost Minaiti. Traian Băsescu a spus, într-o emisiune la TVR1, ce în momentul în care Ania a deschis o anchetă de incompatibilitate împotriva lui Klaus Iohannis, l-a sunat pe ful ageniei, Horia Georgescu. A fost de negzit. Plecase din ari, a stat două săptămâni, a dezvăluit fostul președinte. Luni seara, tot la TVR1, la emisiunea România 9, realizat de Ionu Cristache, Georgescu l-a contrat pe fostul președinte. Omnia consternat și îngrijorat. Eu am fost în ard, în acea perioadă. Eu eram degesit 24 de ore din 24, pentru ce eram pezit de SPP. Eu cred ce cineva l-a dezinformat sau, e mai grav, la Minaiti. Trebuie întrebat Traian Băsescu cine i-a spus a ceva. Eu nu aveam cum să fiu plecat. Cine i-a spus ce sunt plecat din ar, la Minaiti, a spus Horia Georgescu. Întrebat dacă a vorbit cu George Maior despre dosarul de la anii al lui Iohannis, Georgescu a spus ce nu mai ține minte. Nu îmi aduc aminte dacă George Maior mi-a cerut să urgentez lucrul la dosarul lui Klaus Iohannis, de la ani, a zis acesta.